Ne pregătim să luăm copiii, să-i ducem prima dată la zoo. N-am mai condus o mașină de genul ăsta. Sănătate! N-am mai condus o mașină de genul ăsta de multă vreme. O să fie 11 copii care vor veni azi la zoo și după aia vă ducem la mall și vom sta cu ei să mănânce. O să fie sper un timp fain și sper că, ținând cont că-s copii fără părinți, sper să simtă mai multă dragoste decât primesc ei de obicei. Ciudat să fiu cu atâția copii după mine, dar e o chestie faină. Ținând cont că eu n-am fost la zoo din clasa a 4-a. Ideea e extraordinară că cu un buget mic de bani poți să faci 10 copii fericiți. Și când soția mea lucra la lucrarea de licență, îmi spunea că există boli care apar la unii copii și în general cei din centrele de plasament care nu au fost iubiți, pur și simplu boli care apar pentru că ei nu au primit dragoste. Ce vreau să vă încurajez este să dați share la campania noastră de a atrage atenția oamenilor, să fie oameni și să se gândească la cei din jurul lor. Acești copii nu au nicio vină pentru situația lor. Ce poți să faci este să dai share la acest clip, să promovezi campania noastră mai departe și pentru fiecare share eu voi dona 50 de bani. Bani pe care îi voi aduna și îi voi da mai departe într-o viitoare acțiune de acest fel. Dacă se adună o mie de share-uri, gândiți-vă că sunt 500 de lei, bani cu care putem cumpăra mâncare pentru niște copii, putem să le cumpărăm haine sau, de exemplu, putem ajuta o persoană care este bolnavă, putem să cumpărăm medicamente unei persoane care nu are bani și viața acestuia atârnă de unele medicamente pe care nu și le permite. Pentru noi poate fi puțin 500 de lei, însă pentru unii oameni sunt extraordinar de mulți bani. Sunt pensionari care trăiesc cu 23 de milioane pe an. Mi se pare o sumă foarte mică și cei care își permit să nu uite să se implice și să ajute oameni. Faceți donații când aveți ocazia, implicați-vă în acte de caritate pentru că puținul vostru este enorm de mult pentru alții care nu au nimic. Asta este încurajarea mea, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și nu uitați, dacă doriți, puteți să share-uiți acest clip și împreună să ajutăm mai mulți copii, să facem mai multe persoane fericite.
Mulțumesc!